Cele patru medalii obținute au făcut ca mușcelenii să se claseze pe primul loc la echipe, reușind să câștige medalia de aur. La categoria de junior 2, Poștoacă Adrian s-a clasat pe locul 3 cu timpul de 50 de minute 57 de secunde, obținând medalia de bronz. La categoria junior 1, pe locul 1 s-a clasat Dragomir Adrian cu un timp foarte bun, 43-16, confirmând și locul pentru lotul național. De asemenea, tot la această categorie, Bădal Adrian, locul 4, Netea Eduard, locul 5. Toți trei au format o echipă care au obținut locul 1 și medalia de aur. La categoria tineret am concurat cu Știrbu Alin în proba de 20 de kilometri, ocupând locul 3, implicit medalia de bronz. Pentru Adrian Dragomir și Cosmin Bărneanu, competițiile nu se vor opri aici. Aceștia urmând să participe cu lotul național de atletism la campionatele balcanice din Turcia.